Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Școala Gorjeană. Ne-am propus astăzi să abordăm o temă mai interesantă, nu ne-am întâlnit niciodată cu Clubul Sportiv Școlar la această emisiune. Avem plăcerea ca în studio să fie domnul Claudiu Alionescu, directorul acestei instituții de învățământ până la urmă, dar și sportive în același timp. Vă spunem bun venit în emisiunea noastră. Bună ziua și bine v-am găsit! Foarte mulți dintre telespectatori probabil au auzit la un moment dat de Clubul Sportiv Școlar, de copiii de la CSS, cum se spune, la prescurtare. Mai puțin însă știu de instituție. Probabil identifică și sediu în zona centrală, la Tudor Vladimirescu, dar nu știu foarte multe despre această instituție care stă la baza multor performanțe și sportive și de alt gen la nivelul învățământului gorjean. Este adevărat. Noi ca și instituție proprie ne-am creat în anul 1994. Am fost sub egida liceului cu program sportiv Târgu Jiu, în care funcționam în paralel, însă din 1994 suntem instituție de drept singular, în care activăm cu secțiile de basket, volei, lupte și tenis. Aici noi avem grupele de copii care sunt împărțite la rândul lor pe nivele de vârstă și dezvoltare, începând de la începători, avansați și performanță. Bun, este Clubul Sportiv Școlar o instituție școlară sau una de performanță este sportivă? Este de performanță, pură performanță. Aparține într-adevăr de Ministerul Educației, prin prisma Inspectoratului Școlar Gorj, însă noi mergem spre performanță. Noi, menirea noastră este de a crea viitorii performeri sportivi. Adică adunăm tot ce este mai bun la nivel de local și județean, atât cât ne putem permite, îi formăm și sperăm să fie viitorii campioni sportivi ai județului Gorj. Drept dovadă, de la noi din club au plecat sportivi precum Florin Mergea, care este campionul nostru la tenis, a fost component al Clubului Sportiv Școlar, Claudiu Fometescu, basketbalistul de renume, mai nou au fost câțiva luptători campioni naționali, avem și basketbaliști care încă sunt în activitate. Apropo de aceste secții pe care le aveți, iată că funcționați, dar avem o problemă la nivelul echipelor, să spunem, sportive de Liga 1 la noi, la Gorj, partea financiară. Este adevărat. Cât va afecta sau cât grevează acest lucru faptul că nu mai avem, putem să nu mai avem echipe de Liga 1 pe aceste domeniu? Să vorbim de handbal și basket, pentru că fotbalul se poate salva. Și în special din basket, pentru că eu vin din basket și cunosc bine fenomenul și grupele de basket sunt ale noastre. Ne va afecta foarte mult din punct de vedere al dorinței de a face basket în rândul copiilor. Echipele de Liga Națională erau modele, reale modele pentru ei. În momentul în care această echipă de basket a început să urce ușor pe culmile succesului, numărul de practicanți al basketului, cred că, nu greșesc când spun că s-a dublat. Am avut plăcuta surpriză să vedem foarte mulți copii doritori să facă basket. Drept dovadă, noi în momentul de față avem 9 grupe de copii, din care 6 de începători, ceea ce este îmbucurător pentru copiii încă vin spre mișcare. Și pe lângă aceasta, la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, există și o grupă de basket fete, ceea ce în Târgu Jiu nu a mai existat de foarte mulți ani. Astfel, dorința pentru basket este una foarte mare și posibilitatea în care echipele vor dispărea, cu siguranță și numărul practicanților va scădea la nivelul cel puțin anterior înaintea apariției acestor echipe de Liga Națională. Există la acest moment, să zicem așa, diverse scenarii pentru salvarea atât a echipei de basket cât și a echipei de handbal, prin implicarea Universității Constantin Brâncuș la handbal cel puțin, și la basket rămânând sub egida primăriei. Da. Situația este un pic mai complicată. Echipa de basket, secția de basket a fost preluată de un grup de investitori greci. Care am înțeles că sunt cam pe picior de plecare. În acest moment, dumnealor nu mai vrea să mai continue la basket și astfel automat și echipa ar dispărea. Vor trebui găsite soluții pentru a trece peste aceste sincope și eu cred că una dintre soluții ar fi înființarea unui nou club. Pentru că astfel, oricum, echipa este retrogradată în Liga 2, un nou club ar începe de asemenea din Liga 2, însă ar fi un club care începe total de la zero, fără a avea în spate anumite datorii care s-au acumulat și sunt unele de ordine sutelor de mii de euro. Da, apropo, Clubul Sportiv Școlar, să spunem, n-ar putea să ca sub egida lui să funcționeze noua echipă, de exemplu? Putea. Din punct de vedere juridic. Din punct de vedere juridic este posibil, pentru că Federația Română de Basket
are această regulă în care o echipă să fie înscrisă în campionat sub o entitate afiliată la Federația Română de Basket. Clubul sportiv școlar este afiliat la Federația Română de Basket, însă în același timp vă dați seama că noi nu vom putea suporta cheltuielile unei echipe. Păi nu, să fiți ajutați, dar mă refer din punct de vedere instituțional. Instituțional ar fi una dintre variante. Am trece peste acest pas de omologare, pentru că este nevoie de omologare preliminară și așa mai departe, este nevoie de două birouri federale pentru o nouă entitate să fie omologată. În același timp, v-am spus, noi am fost pepiniera echipelor de seniori, chiar și anul acesta când situația a fost una dreptul dramatică și echipa de seniori a rămas în doar 6 jucători, noi am suplimentat cu juniorii noștri pentru a avea minimum de jucători necesari participând în Liga Națională, care este de 8. De asemenea, sportivii noștri au făcut deplasare și la un meci de Cupa Europeană, tocmai în ideea de a nu fi penalizați ca și federație și ca și țară până la urmă. Astfel că noi am ajutat atât cât am putut cu echipa de seniori și la rândul dumnealor și ei ne-au ajutat asigurându-ne transportul pentru una dintre grupele noastre pe parcursul întregului campionat în baza unui protocol de colaborare pe care l-am semnat la începutul acestui an. Vorbeam de aceste lucruri că, iată, se leagă activitatea pe care o aveți la nivel de club sportiv școlar, se reflectă la nivel superior și, clar, dacă va fi grevată și de absența acestor cluburi de primă ligă, dacă se va întâmpla acest lucru, și semnele sunt din cele mai nefericite din acest punct de vedere. Din păcate, așa este. Semnalele nu sunt deloc bune. Vedeți dumneavoastră care sunt probleme, le cunoaștem cu toții. În momentul în care Complexul Energetic Oltenia și-a retras practic financiarea pentru sport, atunci au început problemele și v-am zis, din păcate s-au acumulat datorii care cu greu pot fi acoperite în momentul de față. Acum, revenind la activitatea clubului sportiv și la secțiile sale, practic ați vorbit de mai multe secții. Cum se face activitatea la nivelul instituției pe care o conduceți? Fiecare. Deci, de elevi, acei tineri sportivi până la urmă. În momentul de față 334 de sportivi legitimați. Aceștia, v-am spus, sunt împărțiți pe cele patru secții. Cei mai mulți sunt la basket și volei, sportul de echipă, pentru că automat aici numărul de sportivi este mai mare decât la sporturile individuale. Și fiecare catedră își desfășoară activitatea așa cum poate. Din păcate, noi nu dispunem de o bază sportivă proprie și asta este un mare, mare dezavantaj al nostru, pentru că trebuie să ne împărțim antrenamentele în școlile din municipiu după ce se termină programul orar. Avem o bună colaborare cu directorii unităților de învățământ și prin prisma Inspectoratului General, care de asemenea ne sprijină atât cât putem, însă este destul de dificil, pentru că v-am spus, trebuie să lucrăm, de exemplu, la liceul 4. Copiii trebuie să meargă până acolo. Este o zonă oarecum periferică a orașului. De asemenea, lucrăm la școala 12, unde sala nu este una omologată pentru competiții și așa mai departe. Toate acestea se reflectă în momentul în care se cer rezultate, în momentul în care echipele merg spre avansaj și performanță, pentru că una este să te pregătezi zi de zi într-o sală omologată și să ai la dispoziție tot ceea ce este necesar și alta este să faci antrenament în sala de la școala 12 și doar să joci în sala, o sală omologată, cum este cea de la Litovoi, de exemplu. În Târgu Jiu, la acest moment, în afară de sala de la școala gimnazială Voievod Litovoi, mai este vreo sală omologată? Pentru basket nu. Pentru basket este singura sală omologată din județul Gorj. Pentru volei există sala de la liceu cu program sportiv și sala de la Colegiul Național Tudor Vladimirescu. Sperăm că odată cu finalizarea lucrărilor de la școala, de la liceul economic, să mai putem beneficia de încă o sală. Deci când se va termina acea sală de sport. Se va termina acea sală, mai putem beneficia de încă una omologată pentru jocuri sportive și atunci să putem și noi, printr-o colaborare, să intrăm cu una dintre grupe și de asemenea avem speranțe că și sala de la liceul Tudor Vladimirescu, la Colegiul Național Tudor Vladimirescu, va fi omologată pentru viitorul campionat. Se lucrează sau ar trebui să se lucreze și la sala sporturilor de către primăria Târgu Jiu. Este adevărat. Domnul Cârciumaru chiar sublinia că este una dintre prioritățile la nivel de investițiile în momentul de față, stadionul și sala, ceea ce vor forma complexul sportiv Tudor Vladimirescu, și este un lucru îmbucurător, pentru că un oraș și un municipiu de județ merită o sală sportivă modernă. Acea sală care era una care răspundea cerințelor până la un anumit nivel. Astfel că, având și avântul
participări în cupelor europene a echipei de basket, s-a luat această decizie. Din păcate, revenim la declinul echipelor, s-ar putea să avem o sală și să nu mai avem echipe. Și asta ar fi un lucru dramatic pentru municipiu, care până acum 4 luni de zile mergeam cu 3 echipe și eram printre puținele municipii din România care mergeam cu 3 echipe în Liga Națională. Da, și dacă să spunem așa, fotbalul are șanse să mențină un anumit nivel datorită că se mai vând jucători. Este autofinanțare, la fotbal este o altă discuție, sunt o ligă profesionistă și impactul social al fotbalului este mai mare decât al handbalului și al basketului, automat sunt drepturile de televizare, sunt alte lucruri exact, care mai salvează. Exact, au obținut performanță notabilă anul acesta calificându-se în cupele europene, astfel că pentru ei oarecum, să zic, ar fi puțin mai ușor, însă sunt convins că și dumnealor au problemele dumnealor și cheltuielile automat sunt altele față de handball și de basket, însă încă o dată eu cred că autoritățile locale vor găsi soluția optimă pentru a susține în continuare sportul din județul Gorj. Ne-am propus și ați amintit mai devreme câteva din rezultatele notabile, câteva personalități ale sportului care au trecut prin curtea CSS. Care ar fi rezultatele din ultimii ani cu care vă mândriți până la urmă, rezultatele la nivelul secțiilor pe ultimul, care le aveți? În ultimii ani aveam o generație foarte bună la basket, generația 1998, copii născuți 1998, pregătit de domnul profesor Gabriel Becheș, care a obținut de 3 ori titlul de campion național la categoriile de vârstă sub 13, sub 14 și sub 16 ani. De asemenea, a obținut două medalii, una de bronz și una de argint, una la minibasket și la o categorie de sub 15 ani, asta la nivel de basket, plus calificare la turnee finale an de an pe parcursul întregului juniorat. Anul acesta ei au ieșit din cadrul junioratului, trind să meargă spre seniori. De asemenea, am avut performanțe notabile la lupte. Chiar anul acesta, sportivul Stăvaru Ionuț a ieșit campion național la categoria 58 de kilograme în cadrul competiții rezervate cluburilor sportive școlare și la tenis avem rezultate, însă aici oarecum nu este meritul totalitatea al nostru. Tenisul știți foarte bine că este un sport foarte costisitor și majoritatea cheltuielilor sunt suportate de către părinți sau terți. Pot mai spune de asemenea că am fost singurul club sportiv școlar din țară care am calificat două echipe anul acesta la turneele finale la basket. Echipa de sub 16 ani a terminat pe un onorabil loc 4, echipa de sub 18 ani pe un loc 5. Încă o dată subliniez aceste rezultate, fiind a faptului că noi nu dispun de o sală proprie. De asemenea, Ministerul nu a mai alocat bani pentru materiale specifice de desfășurare performanței de foarte mult timp. A trebuit să ne descurcăm așa cum am putut. Am avut susținerea inspectoratului școlar și a primăriei, însă nici dumnealor nu pot și nu au baza legală pentru a ne asigura aceste materiale absolut necesare. Care ar fi soluția, să spunem așa, ca aceste cluburi sportive școlare, care sunt în toată țara până la urmă, să supraviețuiască, să funcționeze în continuare? Este foarte greu, pentru că cel puțin la nivel de basket și am văzut că mai nou și la handball apar cluburile private. Și acestea pot atrage foarte ușor finanțare prin contract de sponsorizare. Așa cum vă aminteam, la turneele finale anul acesta, la sub 18 ani din 8 echipe, 6 erau private, la sub 16 ani din 8 echipe, 7 erau private. Să făcând o comparație, echipa Mobitel cu Cluj-Napoca, cunosc foarte bine situația de acolo, echipa de seniori alocă către echipele de junior 100.000 de euro anual. 100.000 de euro înseamnă enorm de mult pentru un club de copii, dar și aici se clădesc piramidele și de aici începe selecția spre performanță. Au la nivel de mini-basket, care este campionatul și se desfășoară chiar acum la Mangalia, au 7 echipe participante, Clujul. Deci vă dați seama că din 7 echipe, mulți cu minim 10 jucători, sunt 70 jucători. Din 70 jucători este imposibil să nu poți să creezi o echipă care să mergi cu ea până la turneele finale. De curiozitate, ca să-și dea seama și telespectatorii, am vorbit de faptul că un buget cât de cât onorabil ar fi peste 100.000 de euro. Cât este bugetul, să spunem așa, într-un an? Spun cu cât concret, funcționați CSS-ul într-un an? 52.000 de lei anul acesta. Atenție, deci de la 4 miliarde jumate, deci de vreo 90 ori mai puțin decât ar fi necesar. Noi am cheltuit 52.000 de lei în anul acesta. Deci, dar cu toate acestea, rezultatele au fost dovadă aceste calificări și, bineînțeles, și celelalte concursuri la care ați participat și ați obținut. De asemenea, am cu sprijinul primăriei Târgu Jiu,
am realizat o serie de competiții la nivel de Târgu Jiu amicale de promovare a sportului. Am avut Cupa Artego Decathlon, am avut Memorialul Victor Perescu în colaborare cu Asociația Județeană de Basket. De asemenea, am avut o competiție numită Cupa Prieteniei la Streetball cu ocazia zilei de 1 iunie. Astfel că emulația, v-am zis, încă există. La nivel de copii, până în 10 ani, cred că stăm foarte, foarte bine din punct de vedere al numărului de sportivi. Problemele apar după, pentru că atunci apar cheltuielile necesare deplasărilor, atunci apar cheltuielile necesare, practic, performanței. Și aici noi ne lovim și prin prisma faptului că nu dispune de sala proprie și programul nu se suprapune cu cel al copiilor, unii sunt de dimineața, alții sunt de după masă, trebuie să așteptăm să termine orele ca să putem intra în săli și așa mai departe, plus costurile aferente deplasărilor curente. O deplasare presupune transport, presupune masă, presupune cazare, presupune băreme de arbitraj. Vă dați seama că pentru a ajunge la un turneu final este nevoie să joci undeva la vreo 35 de meciuri. Deci costurile sunt totuși... Costurile sunt destul de ridicate, da. Și a trebuit să facem față așa cum am putut. Am plecat în ziua meciului, am suplimentat masa cu un pachet de acasă și așa mai departe. Încă o dată ați văzut diferența între cluburile private și cluburile de stat. Nu știu, apropo de această situație, faptul că nu aveți o bază proprie, legal ați putea să beneficiați de asta? Adică dacă v-ar ajuta, să spunem, diverse, gen primăria, gen autoritățile sau, nu știu, un investitor privat. Absolut. Ați putea să faceți acest lucru? Putem beneficia. Chiar am avut discuții cu domnul inspector general pe această temă. Dumnealui ne susține și chiar a făcut demersul necesare către minister pentru aprobarea acestor fonduri în vederea construirii unei baze proprie. Încă o dată, cred că ar fi absolut necesară pentru a ne desfășura activitatea în condiții optime. Și în același timp, nici nu să încurcăm, dar nici nu am mai dat peste cap programul celorlalte școli. Știți și dumneavoastră foarte bine, costurile sunt pe relev la nivel de școală generală. Însă, în momentul în care noi intrăm într-o sală de sport iarna, asta presupune încălzire, lumină și așa mai departe. Costurile sunt ridicate aici. Iarăși avem norocul ca domnul primar să ne susțină în aceste demersuri și oarecum să balanceze aceste costuri. Însă o sală proprie doar al noastră, eu zic că ar simplifica foarte mult situația. Da, din păcate e greu de făcut o asemenea lucru. Pot fi șanse, dacă având în vedere și sprijinul inspectoratului școlar, și poate ministerul să se gândească și la cluburile sportive școlare. Într-adevăr, chiar vedeam un material acum vreo două săptămâni, titlul era chiar așa, o dramă națională. La nivel de România nu mai există decât 200.000 de sportivi din cluburile sportive școlare. Este foarte, foarte puțin. Și aici se văd rezultatele, din păcate, la nivel de senior. Vedeți foarte bine, echipa națională de gimnastică a României nu s-a calificat la Jocurile Olimpice. După o istorie glorioasă, da. Nu cred că mai există niciun fel de dubiu că acolo este un declin total. La natație am avut iarăși campioni naționali, olimpici, mondiali și așa mai departe, nu ne mai calificăm cu niciun sportiv decât acela invitat din oficiu. La fotbal, când toți ne pricepem la fotbal, ați văzut prestația echipei naționale la campionatul european. Singura echipă ca și la jocuri care mai ține steagul sus este echipa de handbal feminin și asta datorită faptului că avem câteva jucători de excepție care evoluează în străinătate, gen Cristina Neagu. Sau au fost aduse cu investitori privați, au fost mai întâi la Vâlcea și acum sunt la București, la CSM-ul. CSM București este un club finanțat de primăria București, însă dar are și investitori privați. Are investitori privați, însă din lotul de jucătoare, 90% este format din jucătoare străine. Și astfel, această generație se apropie de sfârșit. Sunt jucătoare de peste 30 de ani care nu cred că vor mai prinde următoarea olimpiadă. Da, cred că mai este la handbal, totuși există și viitor, dacă ne gândim că echipa junior 2 sau ceva de genul acesta a luat campionatul mondial în universitar. Da. La handbal băieți încă există acel centru de excelență la Sighișoara. Este o investiție foarte bună și o gândire pe termen lung a Federației Române de Handbal și acolo încă se mai produc jucători talentați. În România, în special prin nația noastră, noi producem talente, însă avem nevoie să-i șlefuim și mai mult decât atât avem nevoie să-i menținem în țară, pentru că sunt foarte mulți sportivi care, din prisma impactului economic, ar trebui să plece cu părinții afară. Părinții au plecat la muncă și automat au mers după ei și așa se pierd. Foarte greu se mai descoperă ca și sportivi români autentici.
am o nelămurire apropo de, și am vorbit de câteva exemple, gen Sighișoara, unde s-au făcut investiții de către federațiile de specialitate, de către minister. Noi, pe această colaborare la nivelul Gorjului cu federațiile de specialitate, nu prea există. Adică am înțeles că au dat niște bani pentru la Pandurii, pe terenul 2 și 3 pentru juniori și la cam atât e toată cu și asta e pe fotbal. Încolo, pe alte sporturi au fost investiții ale federațiilor. Ale federațiilor nu. Am mai avut două terenuri sintetice la școala 12, făcute acum vreo 7 ani de zile, cred, și două în complexul sportiv din Tudor Vladimirescu la stadion. Dar acestea au fost ca și programe de investiții. Care între timp au fost demolate. Momentan sunt demolate pentru că sunt lucruri, nu sunt demolate, dar nu mai sunt practicabile, pentru că sunt lucrările deci care vor rămâne funcționale după. Să sperăm că se vor păstra în condiții bune, pentru că acele plăci se îmbină una între alta și în momentul în care intervine praf, intervin anumite obiecte care le pot distruge, acea îmbinare nu va fi perfectă și vă dați seama că nu există riscul de accidentare. Însă, încă o dată, aceste terenuri au fost făcute prin proiecte ale firmelor de specialitate, nu federația neapărat. Există și proiecte ale federației, chiar eu mă gândesc să accesez unul dintre ele la nivel de învățământ preșcolar. Există un proiect de implementare a basketului încă din grădinițe. Încă lucrez la documentația aferentă și din toamnă aș vrea să încerc să văd dacă acest proiect va avea bază și în Târgu Jiu. Da, ar fi o idee și cred că crescuți de la vârstele acestea, exact, performanța s-ar putea obține la vrem să creștem mare de selecție odată și vrem să implementăm spiritul de sportiv încă de mic, pentru că generația actuală de copii a cam uitat să facă educație fizică, în adevăratul sens al cuvântului. Cunoaștem foarte bine nivelul crescut de obezitate, nivelul crescut de amotricitate până la urmă și asta se datorează în primul rând faptului că sunt mai tentați de calculatoare, tablete, telefoane decât să facă educație fizică și sport și joacă până la urmă. Că acest proiect al Federației de Basket la nivel de preșcolar presupune învățarea basketului prin joacă. Sunt diferite jocuri de atenție, jocuri de mișcare care se fac pentru a învăța elementele tehnice specifice jocului de basket și aceasta îi va ajuta pe ei mai târziu să se dezvolte frumos și armonios în același timp. Apropo de unde vin copiii care sunt la acest, deci area de selecție este în tot județul sau e mai ales la nivel de municipiu? Mai mult la nivel de municipiu, pentru că la nivel de județ încă o dată este nevoie de finanțare. Aduci un copil din județ, trebuie să-i oferi o cazare, trebuie să-i oferi masă, trebuie să-i oferi o indemnizație de efort. Mai greu găsim aceste fonduri. Avem o colaborare destul de bună cu Colegiul Național Tudor Vladimirescu, care dispune de un cămin și o cantină proprie. Am putea avea acolo o grupă, nu o grupă neapărat, însă câțiva sportivi, însă și acolo este reticență. Părinții nu prea sunt dispuși să-și lase copii la vârste fragile să meargă spre sportul de performanță. Încercăm prin intermediul colegilor noștri de educație fizică, dacă ne semnalează câte un copil detalie, cum ne numim noi, adică peste media normală a înălțimii, să-i atragem cât mai repede spre clubul sportiv școlar. Însă, încă o dată, se ajunge la problema finanțării. Apropo de acest lucru, care este colaborarea, că la nivel de Gorj avem prim pentru minister sau cel care coordonează toate activitățile și sportive și de Direcția Județeană Tineri și Sport. Care este colaborarea, mai ales că au și o bază proprie și ei? Avem o colaborare, chiar în toamnă vom deplasa unii dintre grupe la baza care și-au făcut-o la Săcelu pentru o pregătire centralizată. De asemenea, am avut o colaborare am fost partener la o cupă organizată la Câlnic, prin Dubrava Câlnic, o cupă pentru lupte. Există o colaborare destul de bună. Voi încerca în viitorul apropiat să extindem această colaborare și să încercăm, mai ales pe acea bază care ați spus, să trimitem cât mai multe grupe. Este o bază propice pentru performanță, pregătirea centralizată se poate face foarte ușor acolo, este aproape de oraș, astfel că beneficiile ar fi, cred, de ambele părți. Vă întreb apropo de ce v-am întrebat de area de selecție, pentru că știm foarte bine talente în orice domeniu, în orice sport, se pot găsi în rural, dar în rural avem o altă problemă pe lângă altele, nu știu cum, în multe locuri sunt baze sportive acceptabile,
însă în foarte multe locuri nu se mai prea face ora de sport. Educație fizică. Și chiar dacă sunt la țară, chiar dacă copilul, să zicem, se mișcă, chiar dacă joacă fotbal sau altceva așa neorganizat, în momentul, deci nu face ora de sport efectiv și poate unele dintre ar fi talente deosebite pe un anumit sport, ar avea anumite înclinații. Este adevărat. Veniți dumneavoastră în învățământ și știți foarte bine că motivația profesorului la nivel actual este aproape de zero. Fiecare decide până la urmă cum își desfășoară activitatea, însă văd și în rândul copiilor, și eu activez ca profesor de educație fizică la o școală din municipiu, nu mai au acea dorință pentru educație fizică. Imediat cum a apărut, să zic, o jenă, nu mă gândesc nici măcar o durere, se oprește. Una, două, ba mă doare capul, ba nu mai au acea dorință efectiv de a face mișcare, nu neapărat educație fizică. Încercăm prin diferite metode să-i atragem, însă și școlile la rândul lor suferă din lipsa materialelor. La școala unde eu activez, vă spun sincer că eu am venit cu mingile mele proprii. Pentru că nu, din deci, lipsa finanțelor... Nu cred că e singurul caz în județul Gorj. Sunt singurul care nu ar fi fost la acest lucru. Toată lumea face acest lucru pentru că finanțarea de la minister pentru materiale în ultimii 8 ani a fost zero. Deci absolut zero. Trăim din materialele care le-am cumpărat atunci, însă vă dați seama că sunt materiale care se distrug. Terenurile, păi, dar mingile sunt consumabile, exact, până la urmă. Fileuri și nu știu ce alte chestii. Departe. Da. Se sparg și așa sunt și o calitate poate nu atât de bună și ne lovim de această problemă. Și atunci și copilul la rândul lui nu mai vine către educație fizică. O mare greșeală, cred eu, iarăși că s-a făcut în momentul în care s-a scos educația fizică de la examenul de bacalaureat. Când s-a făcut acest pas, interesul pentru educație fizică la nivel liceal a scăzut enorm de mult, pentru că încă o dată nu mai au acea motivație. Un examen de la bacalaureat educație fizică, pe lângă că îi ținea în priză profesorul efectiv pentru normele care trebuiau făcute, aveau și, nu să zic frică, o teamă că în momentul în care nu se prezintă la ore sau nu fac orele așa cum trebuie, s-ar putea avea repercusiuni în vederea admiterii la facultate și așa mai departe. Însă eu cred că acea mișcare a fost una greșită din partea ministerului și, coincidență sau nu, rezultatele au scăzut dramatic în momentul în care s-a scos acea probă de la bacalaureat. Da, cred că educația fizică și are rolul ei, cu siguranță, mai ales în societatea contemporană, când, să spunem, de la partea de... Deci copiii sunt obișnuiți mai mult să facă sport cu calculatorul, cu laptopul, decât cu altceva. Exact. Cu ghilimele de rigoare. Cred că la un meci de fotbal pe calculator sunt mult mai pricepuți dacă la un meci de fotbal live. Adică deprinderile și aptitudinile motrice se ducă destul de greu. Sunt copii care, până la urmă, nu toți sunt talentați pentru educație fizică. Sunt copii care sunt talentați către pictură sau către altceva. Însă și aceștia trebuie să dezvolte acele minime calități fizice care le au. Însă în momentul în care ei refuză să facă ora de sport, și aici este iarăși o discuție, cât de ușor se acordă acele scutiri medicale pentru ora de educație fizică. Deci nu au nicio legătură dacă copilul are ceva sau nu. Din păcate, foarte ușor sunt acordate, nu mai există acel cabinet sportiv care să dea aceste scutiri, orice medic de familie poate elibera o scutire pentru educație fizică și automat, dacă un copil nu vrea, îi comunică părintele și părintele obține acea motivare. Da, fără să aibă, da, neapărat acceptul unui medic specialist de medic specialist sportiv. Și de aici problemele care sunt de sănătate la nivelul tineretului, ca să nu vorbim de a întregii populații. Cultura pentru mișcare s-a redus la proporții de-a dreptul îngrijorătoare. Dar venind acum spre, să spunem, ce ar fi de făcut, proiectele pe care le aveți și la nivel de CSS, înainte de a vorbi de proiectele la nivelul instituției pe care o conduceți, ce ați face, să spunem, sau ce ar fi de făcut, așa, ce ar trebui să aibă în vedere guvernanții, indiferent de care ar fi ei, și în același timp, iată, aceste federații care, la momentul ăsta, mie mi se par că, în afară de a toca niște bani, într-un fel sau altul, cu salarii sau mai știu ce altceva, nu prea se vede că ar face ceva pentru sporturile. În primul rând, ar trebui o colerare foarte bună în Ministerul Federației. Și să vă dau un exemplu concret. Federația Română de Basket a introdus un program de licențiere, care, din punctul meu de vedere, este un program de licențiere bun. Adică un antrenor poate să meargă până la un nivel. Licență C, licență B, licență A. Însă, în același timp, un antrenor, dacă nu obține această licență, nu are dreptul de a conduce o echipă.
Și atunci eu mă lovesc de probleme ca și conducător de instituție de club sportiv școlar, pentru că am un profesor prin examen de titularizare obținut cu notă de titularizare, care este angajatul meu, dar pentru că nu a obținut acea licență, nu are dreptul să conducă echipa. Și atunci intrăm într-un conflict de interese, adică tu, federație, nu mă lasă să conduc, îmi interziști dreptul la muncă, iar eu, instituție, nu pot să te las să conduci, că nu-ți dă voie federație. Și atunci ar trebui o mai bună colaborare între cele două și această licențiere fie să se introducă în facultățile de educație fizică și sport la un minim, adică ești absolvent de facultate de educație fizică și sport, specializare basket, cu licență C. Dacă vrei să progresezi către licență B, automat susții un examen. La federație, la federație de specialitate, da. Și așa, da, mai departe. O altă problemă este legată de Olimpiada Sportului Școlar. Știți foarte bine că există aceste competiții între școlile generale și licee. Ne-am lovit de aspectul anul acesta în care finala Olimpiadei Sportului Școlar a fost în același timp cu finala campionatului de U16. Adică copiii legitimi al CSS Târgu Jiu, fiind elevi ai colegiului X din Târgu Jiu, aveau de ales unde participă, la finala campionatului național sub 16 ani sau la finala campionatului național școlar. Bine, aici n-ar trebui să ne mirăm, că avem și în partea cealaltă, partea de școală, punem olimpiade, în aceea zi, olimpiade diferite, în care copiii poate ar vrea să participe și la una și la alta și nu pot. Corect. Și atunci, dar nu e regulă, nici aici nu e regulă. Nu este nici regulă, acolo. Pentru că foarte ușor aceste calendare competiționale foarte ușor pot fi defalcate și făcut unul în care să permită. Adică dacă a fost săptămâna aceasta olimpiada, finala campionatului național U16, finala campionatului național al olimpiadei poate să fie săptămâna viitoare sau peste două săptămâni, în care nici să nu aglomerezi copiii, pentru că este foarte greu un copil să joace, eu știu, 5 meciuri în 5 zile și după aceea încă 3 meciuri. Dar nici să se suprapună, pentru că ne punem și noi în postura profesorului de la colegiul respectiv. Adică el a muncit, a obținut un rezultat cu acea echipă și în momentul în care merge spre o performanță notabilă, o finală a campionatului național, nu poate, pentru că copiii sunt automat luați la finala campionatului de sub 16 ani. Și atunci aici apar și divergențe, vă dați seama, fiecare vrea să tragă jarul pe torta lui, cum se spune, și atunci ajungem până la urmă la copil să decidă unde merge. Și nu este un lucru normal. Eu cred că aceste lucruri pot fi foarte ușor, foarte ușor evitate în momentul în care cele două instituții superioare au un plan comun. Da, eu sunt niște probleme destul de... Adică ar putea fi rezolvate fără să se facă nu știu ce eforturi. Numai o corelare mai bună. O corelare și o discuție exact pe acel program care se face. În același timp, apropo de colaborările pe care le aveți cu instituțiile gorjene, și aici mă refer primărie, Consiliul Județean, Inspectorat Școlar, Direcție de Tineret și Sport, ar fi nevoie, să zicem așa, de o parte legală, a spus la un moment dat că și din punct de vedere legal nu prea puteți să fiți ajutați, să spunem, de către primărie. Ce ar fi de modificat aici ca să se poată interveni? Există o remediere, de fapt un amendament al Federației Române de Basket, care spune că membrii fondatori ai unei entități sportive pot finanța. Ori primăria nu este un membru fondator al unui club sportiv școlar, evident. Este un membru fondator al unui club sportiv privat, cum este Energia Târgu Jiu. Iarăși aici cred că s-ar putea remedia problema pe acea lege a sponsorizării. Acea lege a sponsorizării încă nu este foarte bine, foarte bine defalcată și foarte bine publicată cum ar trebui să fie, pentru că ar fi mult mai ușor ca o instituție, oricare ar fi ea, de drept privat, în momentul în care ar oferi o sponsorizare către un club sportiv, ar putea avea niște beneficii, eu știu, reducere de impozit. Da, sau... există, să zicem, în lege o chestie, dar e greu să beneficiezi de asta. Pentru că m-am lovit de o problemă și chiar m-am pus un pic pe gânduri. Un părinte a venit și mi-a spus că el aș vrea să-l doneze acel 2% către clubul sportiv școlar. Și m-a întrebat de ce n-ar face toată lumea acest lucru. Și vă dați seama că și aici părerile sunt împărțite. Unii vor către biserici, alții vor către spitale de copii și așa mai departe. Însă eu cred că acea lege a sponsorizării, dacă ar fi una mai bine pusă la punct, ar putea rezolva o mică parte a finanțării. Sunt convins că sunt multe ONG-uri și
și firme de... Dar cred că ar putea fi un ONG chiar să-l faceți aici, în cadrul CSS-ului sau exact, alături de la el, ca să vă ajute cu chestia de 2%. Avem o colaborare cu un ONG al Asociației Polițiștilor de Pretutindeni, prin domnul președinte Ionuț Pigui, care ne-a mai facilitat niște lucruri, de exemplu un echipament, l-am obținut pentru grupa de copii care este acum la Mangalia, de asemenea ne-a sprijinit în organizarea unor competiții la nivel local, însă deci este bună, bunăvoință există, este nevoie de o legislație mai bine pusă la punct pentru a pune în aplicare aceste lucruri. Bun, asta să zicem pe domeniul general și pe domeniul legislativ. Acum, ce planuri aveți ca șef de instituție în cadrul clubului sportiv școlar pentru, să spunem așa, pentru următorul an sau de perspectivă pentru următorii ani? Mi-aș dori să, ca un obiectiv, mi-aș dori să putem omologa încă o sală. Pentru că atunci activitatea noastră oarecum s-ar ușura. S-ar putea totuși să avem, să zic, și o parte bună a dispariției acestei echipe. Nu mi-aș dori să întâmple acest lucru, însă dacă e să privim până... se eliberează oarecum programul de la școala Tovoi și atunci vom putea și noi să activăm cu o grupă, cel puțin grupa de performanță care se pregătească acolo. Încă o dată revin la discuția cu antrenamentele într-o sală și jocurile într-o altă sală. Pentru că în momentul în care sunt două echipe de Ligă Națională este foarte greu. Ele au programul lor cu două antrenamente pe zi și așa mai departe și e greu și aproape imposibil ca eu să aduc copiii la ora 9:30 noaptea să facă antrenament. Vă dați seama în condițiile în care a doua zi trebuie să meargă la școală. Astfel că dacă am mai omologa încă o sală la nivel de municipiu, am putea o grupă să se pregătească la o sală, o grupă să se pregătească la o sală. Asta n-ar însemna decât un efort de o oră jumătate pe zi. Undeva, dacă ar începe antrenamentele, nu cred că orele de curs să dureze mai mult de orele 20 la orice instituție de învățământ. Astfel, să înceapă un antrenament la ora 20, să termine la 21:30, maxim 22, ar fi cu totul altceva. Și astfel și activitatea noastră s-ar simplifica foarte mult. Apropo de acest lucru, dacă tot, să zicem, echipa va fi retrogradată, energia, și practic jucătorii nu vor mai exista cu acele contracte, n-ar putea ca o grupa de performanță de la dumneavoastră să funcționeze obligatoriu acest copii vor funcționa, pentru că e un lucru benefic care l-a făcut Federația Română de Basket la nivel de Liga 2. Spune că fiecare echipă este nevoie să aibă 7 jucători sub 20 de ani obligatoriu în lot și unul în teren pe tot parcursul meciului. Și ar fi absurd, mă gândesc, și nici nu concep așa ceva, că viitorii conducători nu își vor îndrepta atenția către copiii locali. Să aducă copii din afară când și noi avem aici copii care ar putea face pasul către seniori. Asta, să zic, ar fi încă un mic beneficiu al retrogradării echipei în Liga 2, dacă putem vorbi de beneficii. Cu siguranță nu încă o dată ne dorim să fie nu-și dorește nimeni acest lucru, dar privim realist problema la momentul actual. Trebuie să găsim și soluția, adică e clar că probleme sunt. Echipa sportivă este retrogradată, decizia federației a fost ca pentru sezonul viitor sistemul competițional să conține 12 echipe, astfel că mai mult ca sigur echipa din Târgu Jiu va pune în divizia B orice s-ar întâmpla din momentul de față. Și practic dacă nu mai au jucătorii, că am înțeles că foarte mulți au contractele plecat, reziliate, au plecat. În momentul de față nu mai există niciun jucător sub contract, din contră toți care sunt litigii și au depus memorii către tribunalele sportive internaționale, sunt acel datorii de care vorbeam la început și sute de mii de euro și foarte multe sunt pe baza contractelor care au fost. Și astfel că avem nevoia mare de ca acești copii să facă pasul către echipa de senior dacă va mai fi una pentru sezonul viitor. Apropo de proiecte, bănuiesc că unul dintre proiecte, și a spus mai devreme, ar fi să aveți o bază proprie. Atunci s-ar rezolva multe din aceste... Un vis care... cu siguranță pentru noi ar fi ca un nou început. Să avem baza noastră proprie, v-am spus, ar simplifica foarte mult tot ce înseamnă activitatea clubului sportiv. Mai mă gândesc la, nu știu, ca soluție. Știm la fel de bine, pentru că lucrăm în sistem, efectivele la școlile din oraș, la Târgu Jiu, se reduc de la an la an, încet, încet,
probabil unele dintre instituțiile de învățământ ar putea să și dispară sau oricum și-au redus activitatea foarte mult. Asta poate ar permite la un moment dat să nu plecați de la zero, adică să vi se dea o bază sportivă, măcar să o modernizați. Da, ar fi și asta o variantă, însă pentru jocurile sportive avem nevoie de săli care să corespundă din punct de vedere regulamentar. Asta înseamnă pentru basket să fie o sală de 28 de metri lungime, 15 lățime. Și în Târgu Jiu sunt foarte puține care să aibă aceste dimensiuni. La volei, terenurile cu basketul cu volei sunt aceleași, ar fi cam aceeași problemă. Luptele, acolo am putea avea un avantaj. Știți foarte bine că s-a creat această sală de box la nivel de municipiul Târgu Jiu. Domnul primar a realizat acest pas, care este unul foarte important, și cred că același lucru s-ar putea face și pentru secția de lupte. Nu este o investiție atât de costisitoare cât una pentru sporturi și încă o dată de aici ar putea pleca viitor campioni, cu atât mai mult cu cât și Clubul Sportiv Municipal Pandurii Târgu Jiu dispune de secția de lupte cu rezultate mai bune ca ale noastre. Trebuie să specificăm acest lucru. Și area de selecție este alta, au și o altă finanțare, însă până la urmă este meritul dumnealor, dar în același timp și noi am putea funcționa poate ca o pepinieră sau poate chiar în colaborare cu Clubul Sportiv Municipal. Am primit și câteva mesaje. Unul dintre ele spune așa: domnule director, dacă ați copta județul în colaborările noastre, ați avea baze sportive puse la dispoziție în diverse localități. Asta ar fi o variantă, însă ar trebui să creăm o grupă acolo. Este foarte greu să mutăm copii de la Târgu Jiu la Cărbunești, să zic, care este, sau Rovinar, care este cel mai apropiat oraș față de municipiu. Este o variantă la care chiar am discutat și cu domnul inspector general acest lucru, să încercăm să creăm câteva grupe și în zone ale județului care ar putea atrage. Ne gândim sau pe orașe, sau, da, ne gândim la o grupă de volei la Mătăsari. Doamna profesoară locuiește în zonă, ar fi un beneficiu și pentru dumneaei, n-ar mai trebui să mai facă navetă atât de mult, ar fi o reducere și pentru clubul, pentru că nu ar trebui să mai decontăm naveta, și plus că în acea parte a județului nu avem nicio grupă de sportivi. Și astfel, crearea unor grupe la nivel de județ ar crea oarecum un avantaj și pentru copiii din acele zone. Întreabă cineva cum poate să ajungă la CSS dacă are talent la lupte. Chiar la lupte, întreabă. Putem lua legătura prin șeful de catedră, care este domnul Rareș Voicescu, sau direct la sediul clubului, care ați amintit dumneavoastră, este în incinta Colegiului Național Tudor Vladimirescu din municipiul Târgu Jiu. Avem și o pagină de Facebook creată mai recent, Clubul Sportiv Școlar Târgu Jiu, unde de asemenea sunt detaliile, număr de telefon și așa mai departe, și de asemenea lucrăm și la un site propriu al instituției. Da, și mai întreabă cineva de ce nu vă gândiți și la alte secții care ar putea fi mai puțin costisitoare din punct de vedere financiar. Este problema ministerului aici. Noi facem propunerea către minister nu putem noi ca și instituție sau chiar la nivel județean să aprobăm desființarea unei secții. Secțiile sunt aprobate la nivel de minister. Noi chiar am făcut o propunere de vreo 2 ani de zile pentru înființarea unei secții de box. Boxul este unul dintre sporturile care ar putea aduce rezultate rapid și n-ar fi atât de costisitor, la fel exact cum se precizează în acest mesaj. Însă ministerul nu aprobă deocamdată înființarea unei noi secții, cum de altfel nu aprobă nici înființarea unui post de șofer. Trebuie spus că prin un program de asemenea al Ministerului Educației și Cercetării am primit un microbuz propriu al instituției care zace în curtea instituției pentru că nu avem un post de șofer. Deci, singura soluție ar fi să-l conducă direct, exact, să facem un plumb. Da, și vă dați seama că de aici iarăși ar fi niște cheltuieli pe care le reducem. Noi plătim, avem contracte cu firmele de transport care le plătim la kilometru, însă avem microbuzul în curte și nu ne putem folosi de el. În curând va trebui să schimbăm bateria pentru că e moartă de nefolosință. Am făcut toate demersurile legale prin intermediul inspectoratului, am obținut licențe de transport, l-am înscris, am plătit asigurare și vă asigur că aceste costuri nu au fost deloc ieftine. Din nefericire cunoaștem că avem acele microbuze școlare.
practic sunt bani aruncați degeaba. Cu acei bani, nu știu, ar fi putut lua un rând de echipament sau am fi putut acorda niște indemnizații de efort. Dar, din păcate, ne lovim de încă o dată de birocrație. Ministerul nu vrea să mai aprobe încă un post. La nivelul instituției nici nu putem transforma un alt post. Știți foarte bine care este procedura și nici nu avem un profesor specializat cu conducere. Să aibă și carnetul, să aibă DEU, de exemplu. DEU pentru a conduce microbuzul. Destul de complicat și cu siguranță sunt multe probleme pe care trebuie să le rezolvați și în perioada următoare. Timpul acordat emisiunii noastre s-a terminat. Vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră la această emisiune și vă mai așteptăm poate și cu... vom avea și imagini de la diverse competiții la care participați. Oricând, cu plăcere, vom răspunde afirmativ la invitațiile dumneavoastră. Vă mulțumim, dragi telespectatori. A fost emisiunea Școala Gorjană. Invitatul nostru, domnul Claudiu Alionescu, directorul clubului sportiv școlar din Târgu Jiu. Mulțumim de atenție. La revedere. La revedere.